Din februarie și comuna Almașu va avea primar după ce guvernul României a stabilit data alegerilor în localitatea sălăjană. Primul scrutin va avea loc în data de 13 februarie, iar al doilea tur, dacă va fi nevoie, se va organiza o săptămână mai târziu. Hotărârea de guvern privind derularea campaniei electorale și a alegerilor în comuna Almașu a fost publicată în Monitorul Oficial de astăzi. Almașu a rămas fără primar după ce fostul edil s-a pensionat pe caz de boală la sfârșitul anului trecut. Autoritățile județene au intervenit la București pentru organizarea unor alegeri parțiale. Conform calendarului adoptat de executiv, prefectul are termen până mâine să emite ordinul privind numerotarea circumscripțiilor electorale din comună, pentru ca apoi viceprimarul din Almașu să realizeze delimitarea și numerotarea secțiilor de votare. Această operațiune se va încheia cel târziu la jumătatea lunii februarie. Eu sper ca partidele politice să reușească să găsească candidați potriviți pentru această comună pe care eu consider o comună foarte frumoasă și să poată să primarul care o să câștige alegerile să poată să continue proiectele care au fost începute de vechiul primar care, din păcate, din motive de sănătate, a trebuit să-și dea demisia. Și în această lună există un termen limită. Partidele politice au timp până pe data de 24 ianuarie pentru depunerea candidaturilor. Campania electorală va debuta 5 zile mai târziu și se va încheia pe 12 februarie, cu o zi înainte de alegeri.